Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bine v-am găsit, suntem din nou la Câte în lună și în stele și avem un subiect foarte frumos. Despre femeie și feminitate am mai discutat cu altă ocazie, la o altă emisiune, dar atunci am vorbit cu o doamnă, cu Edith Cadar. Acum e interesant să aflăm despre puterea și secretele magiei feminine de la un domn. Vă dați seama cam ce interesant va fi. Și domnul acesta este chiar un domn deosebit. Și anume, invitatul din această seară nu este altul decât Anatol Basarab, un cunoscut psiholog și și mai cunoscut numerolog de la noi din țară și nu numai. Bine ai venit, Anatol. Bine ai revenit, că noi ne-am mai întâlnit. Bine v-am găsit. Puterea și secretele magiei feminine. Gândindu-mă la emisiune, am căutat pe internet să găsesc o definiție a femeii. Așa care să-mi placă mie, că definiții sunt multe. Și am găsit o definiție foarte scurtă, făcută într-un interviu de preotul Constantin Necula, care spune că femeia este zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ. Mi-a plăcut foarte tare. Ești de acord cu asta? Cu afirmația asta? Total. Dacă presupunem prin zâmbet, emoție deja, adică zâmbetul este o emoție. Și atunci este perfect valabil, pentru că lumea afectiv emoțională este lumea femeii și ea este cea care o stăpânește sau este cea care o generează. Iar lumea emoției, adică lumea ideii sau a gândului sau a construcției ideatice, este lumea bărbatului. El o stăpânește, el pentru asta este creat sau e tributar mai mult la asta. Nu înseamnă că femeile nu contribuie cu nimic la lumea ideilor, la dezvoltarea lumii ideilor. Dar ele contribuie cu acel bărbat din ele care undeva este dezvoltat și așa e bine să fie dezvoltat, undeva la vreo 25%. Dacă depășești nivelul respectiv, femeia încet, încet se transformă în ceva semen bărbatului. Iar dacă lumea, nu înseamnă că noi bărbații nu contribuim sau suntem străini total sau dezlegați de lumea emoțiilor. Nu, pentru că fiecare dintre bărbat în interiorul lui are o femeie care e dezvoltată undeva la 25%. Dacă depășește, atunci încep bărbații să-i vezi cu gesturi mai feminine și se îmbracă altfel mâine cu mâine sau ceva de felul ăsta. Adică sunt niște raporturi. Prin urmare, când spune părintele că femeia este zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ sau emoția lui sau afecțiunea lui, sunt total de acord cu asta și putem să mai găsim și alți echivalenți, spunem așa, din teologie, să-i aducem în lumea noastră laică sau științifică și să găsim încă multe alte lucruri ce înseamnă femeia. Am putea să spunem așa, tot o definiție a femeii. Ce este femeia? Ca să ajungem la definiția asta și mai corectă, trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Totul în lumea respectivă, dar absolut totul, chiar și vocea mea, tot ce este vizibil și invizibil este compus din unde? Este în același, totul, absolut totul, din unde? Electromagnetice sau de oricare altă natură. Orice undă este compus dintr-un vector care oscilează pe verticală, așa, pe verticală, și asta se numește vectorul B. Puteți să spuneți de la bărbat, sau puteți să spuneți electric, sau puteți să spuneți vectorul electric, sau puteți să spuneți vectorul psihic sau informațional. În același timp, ce unda pleacă pe verticală, în același timp, din același punct, o undă pleacă pe plan orizontal. Se întâlnesc în același punct, după care una continuă să meargă pe dedesubt o axă, iar cealaltă urmează în stânga. Și iarăși undeva se întâlnesc, în același punct. E, distanța de aici până aici, când unda trece prin trei puncte, trinitatea respectivă, se numește lungime de undă. Lungimea de undă poate fi milimetrică, poate să fie kilometrică, poate să fie metrică, poate să fie ar diferite dimensiuni. Punctul de deplasare, adică de mișcare de la punctul 0 până la un punct oricare de sus, apoi începe unda să coboare, se numește amplitudine. Sau, în echivalent religios, sau teologic, mai corect spus, se numește înălțare. Înălțare. Ceilalte undă care șerpuiește pe orizontală, de aia când le privim din față, din spate, noi le vedem ca pe o cruce. Așa se compun câmpurile. Asta este unda masculină, să spunem, asta este unda feminină, adică magnetică,
adică emoțională, adică feminină. Deci relații psiho-energetice, psiho-emoționale, infor-energetice, infor-emoționale. Undele respective se întâlnesc, deși ele sunt diferite, adică ele se deplasează în spațiu și în timp, una pe verticală, alta pe orizontală, ele se întâlnesc de fiecare dată în același punct. Punctul de plecare, punctul de mijloc, după care unda trece pe dedesubt, cea masculină, ceilaltul o ia în stânga și iarăși undeva aici se întâlnesc. Din undele respective sunt compusă absolut totul. Ele sunt diferite. Una se deplasează pe plan vertical, de aia și la bărbați le spune fiii cerului, iar celelalte se deplasează pe un plan orizontal. Le spune fiica naturii. Fiica naturii, nu fiica cerului. Interesant că în unele lucrări teologice spunea în felul următor. O femeie va intra în rai sau în iad numai în spatele bărbatului pe care ea însăși l-a împins către acolo, adică către iad sau către rai. De ce? Vă place? Interesant că o să mă întorc la asta. Ne place când spunem femeia te urcă, femeia te coboară și e adevărat. Dar asta înseamnă o foarte mare responsabilitate. Unde urcați voi acum femeile pe bărbați? De toți sunt corupți, toți aleargă numai după bani și nu aleargă nimeni după prosperitate sau după noi idei sau după noi descoperiri, după poezie. Că înainte doar femeile îi ridicau pe bărbați în așa dimensiune încât ei se apropiau de ei numai cu poezii. Erau gata să lupte, să-și dă viața la un duel pentru onoarea unei femei. Este voi astăzi unde? Sau invers, femeile sunt gâtul, bărbatul e capul. Păi unde întoarceți voi femeile capurile astea? Numai la bani, numai în plan orizontal, adică numai în interesele voastre de pe orizontală, atunci da, atunci lumea să nu ne uimească că bărbații o să alerge toți după bani și nu vă interesează pe voi femeile, că nu o să vă spună de unde dobândesc banii, prin corupție, prin furăciune, prin trafic de carne vie, droguri sau ceva, e important că el o să duce ți-i diamantul după care tu o cazi pe spate. Dar nu te interesează de unde l-o dobândit, pentru că banul e ban. Vedeți, responsabilitatea femeii astăzi în societatea modernă este imensă. Societatea respectivă, pot să spun, cu mare afirmație și tărie, pot demonstra asta științific, bazându-mi pe legile electromagnetismului, din care noi facem parte și totul în interiorul nostru este tot supus acelorași legi. Că lumea respectivă nu se va schimba, dimpotrivă se va prăbuși dacă nu se va schimba femeia. Se va schimba odată cu pentru că lumea, pe orizontală, este împărăția femeii. Ea este mai bună sau mai rea în dependență de calitatea femeii. Lumea pe verticală, adică lumea informațională, lumea psihică, lumea ideilor, le aparține bărbaților, sunt tributari mai mult bărbații acolo. Nu înseamnă că nu sunt femei și nu pot descurca în lumea științifică, nu pot genera, dar ele sunt foarte puține la număr, istoria, viața, adică ne susține lucrul respectiv. De ce? Și acele femei care până la un moment dat chiar și ajung mari oameni de știință, pierd feminitatea. Devin semeni bărbaților, intră cu bărbații la tot felul de congrese, se ceartă sau contradictoriu cu ei și bărbații o percep ca pe una de-al lor, ca pe unul de-al lor. Din punctul ăsta, sau ea devine independentă. Dacă e devenit independent, atunci înseamnă că nu ai nevoie de bărbat. Înseamnă că tu însuși ești un fel de bărbat sau semeni lui. Ei, uite, astăzi societatea așa le-a împins pe femei și este un motiv pentru asta. Atunci când a început industrializarea lumii, o trebuie să băgăm în fabrici și uzine niște oameni. Oameni care, ce? Să poată îndeplini munci fizice monotone. Bărbații nu sunt capabili de a face așa ceva. Și atunci o trebuie să băgăm în fabrică pe cine? Cei care sunt capabili să facă muncă, adică femeile. Dacă ați vă uita în primele începuturile industrializării, acele femei care primele s-au dus în fabrică, toate celelalte care nu mergeau acolo, cum le priveau? Cum oricare dispreț, adică și săraca, și-a lăsat familia, copiii, soțul, căprița, oița ei, văcuța acolo și s-au dus în fabrica aia. Adică era ceva rușinos. După un timp oricare, piarul poate face orice, au ajuns să devină, adică ele au venit, de exemplu, cu un ceas la mână, vai, dragă, dar de unde e ceasul ăsta? Băi, eu sunt independent, nu stau după câștigurile soțului tău, nu stau la cratiță. Păi vreau și eu. Atunci, hai, vină și încet. Surorile și-au dus celelalte surori, verișoarele, încet, 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 pentru că s-au făcut mii de femei. Acestea au început să fie promovate, îmbrăcate în roabă cu emblema aici, așa, au uitat din frama și-au pus casca sau
în cap ca să nu-i prindă părul acolo la aparatele respective și încet, 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 încet ele au, PR-ul au făcut să se mândrească chiar cu ceva care înainte era, să spunem așa, disprețuitor cumva, adică cum să lești familia, copilul și să plece astăzi, de exemplu, în Italia. Păi copilul ăla trăiește fără afecțiunea maternă, fără emoții, fără energia maternă. Astăzi în România avem peste aproape 1 milion de astfel de copii, vă dați seama. Încă peste 10 ani copiii o să umble pe stradă, lipsiți de afecțiune maternă, lipsiți de compasiune, lipsiți de știți cum o să raporteze ei la noi, la noi, la toți, inclusiv și la mine. Apropo, peste 10 ani, noi o să avem 10 ani mai mult. Și capacitatea noastră de a reposta lor o să fie mai scăzută. Și o să ne luăm și noi cu toții, pentru că în timpul în care a fost posibil să facem ceva, n-am făcut nimic. Ce-i mai grav? Să fie lipsit un copil de afecțiunea mamei sau a tatălui? De ambele este grav. Pentru că copilul, până la urmă, este și el ce 20% fată, băiatul, de exemplu, un băiețelor care 20% este fată în ea, o femeie în ea, ying și yang. Și 80% este un băiat. O fetiță este o fetiță 80%, dar are și un băiețel. Dar băiețelul ăla din ea are nevoie de ce? De informația, psihismul, spunem așa, cunoașterea, regula, legea tatălui. Mama nu știe să pună reguli. Sau dacă le pune, mama nu știe să le împlinească. Mama însă și le pune, pe urmă, în fața ei copilul le încalcă și mama că iubește, cum spunem noi, necondiționat. Ea nu știe să pedepsească. De aia tata este cel care pune limite până aici. Când am spus la masă, toți la masă, ca iubita mea, mama voastră, nu se pună masa de 5 ori pentru fiecare dintre voi. Adică tata instaurează o constituție, o lege și urmează legea aia, tot el caută să se împlinească. Evident că mama și copiii de multe ori o încalc. Hai, fă răbdă, dar să nu vadă taică-tu. Că dacă află, nici iartă pe amândoi. E, și așa, mama complotează cu copiii împotriva tatălui. Tata află, strunește puțin pe amândoi, dar tata e stâlpul societății. Adică el pune ce? Pe verticala. Ordinea, ierarhia lucrurilor. Mama nu știe să facă așa ceva. Nu pentru că acum multe doamne ar putea să... Adică cum nu știm? Adică ce noi suntem proaste? Nu e vorba de prost sau de deștept. E vorba de funcții. Bărbatul și femeia au fost făcuți om. Practic, legile naturii. Nu numai naturii, legile universului, legile electromagnetismului, legile oricărui sistem. Iar noi suntem tot într-un sistem și noi înșine suntem sistem și suntem compuși din sisteme, de organe și restul. Organele alea funcționează tot după legile, spunem, legile sistemelor, după legile electromagnetismului, dinamicii, de orice fel. Luăm un orice sistem, de exemplu, compus după chipul și asemănarea noastră, creat, un mecanism, un sistem, de exemplu, să spunem, hidraulic. Și el funcționează perfect după legile noastre interne. În general, multe dintre ele sunt copii ale mecanismelor noastre interioare. Mai fidele sunt, mai puțin fidele. De ele unele sunt mai funcționale, altele se strică mai des. E, uite, bărbatul și femeia, ei au fost făcuți oameni. Adică femeia este om și bărbatul este om. Dar funcțiile lor în natura respectivă sunt diferite. Degeaba încearcă femeia să facă munca masculină, pentru că o să-ți dai seama că este foarte nefericită peste un timp oricare. Și degeaba încearcă un bărbat să facă munca feminină, pentru că peste un timp oricare el o să piardă pe el ca bărbat. Și o să devină cu totul altceva. Astfel nu o să-și găsească loc în haita celorlalți bărbați, pentru că ești la o să-l vadă că nu-i capabil să meargă cu noi la vânătoare, nu-i capabil de agresiune, nu-i capabil de agresivitate și chiar violență. Sau nu poate genera atâta violență cât e necesară ca noi șase să trântim la pământ mamutul. Astăzi mamutul e miliardul sau milionul. Având în vedere evoluția femeii, așa cum spui tu, de la femeia care stătea la cratiță, hrănea animalele și așa mai departe. Să ne clarificăm. Chestia asta de a sta la cratiță pentru femeia sau psihico sau modern e o jignire. Știu. Nu stătea la cratiță. Făcea o sumedenie de lucruri invizibile. Păi, asta vreau să spun că... Magii lângă... adevărate. Da. Adevărate magii. Astăzi, din potrivă, a nu sta la cratiță, adică așa. Bine că stau bărbații la cratiță, dar știți ce s-a întâmplat? Uitați-vă, asta este ceva rușinos pentru civilizație. Astăzi este concursul bucătarilor, șefii bucătari, juriu, sunt bărbați și majoritatea dintre cei care participă acolo sunt toți bărbați. Mâine pe mine, hai să facem concurs, cine îmi plătește mai bine? Bărbații să îmi plătească mai bine dacă o să se apuce. Cine crește copilul mai corect și mai detașat emoțional, dar mai corect, tot bărbații o să facă.
Vă rămâne vouă să vă duceți să luptați, să aclădiți asfaltul, să munciți în mină, să faceți toate lucrurile, să vânați, să vă murdăriți mâinile de sânge. Hai să ne întoarcem puțin mai târziu acolo. Stai, dar de ce să ne întoarcem? Pentru că noi astăzi nu mai vânăm cum vânam cândva. Vânăm exact cum vânam cândva. Și botul tot ne-i plin de sânge, numai că altfel se vede sângele respectiv. Și nu mai vânăm milionul, mamutul vânăm milionul. Nu mai vânăm cerbul, vânăm suta de mii. Nu mai vânăm iepurașul, vânăm mia de euro. Vânăm tot timpul, ne vânăm chiar unii și pe alții inclusiv. Bun, atunci rectific. Da. Având în vedere evoluția femeii în timp. Și faptul că ocupă niște poziții care le aparținea bărbaților, da? Până acum. Înseamnă că și-a pierdut feminitatea sau ce înseamnă să fii o femeie feminină? Citeam undeva recomandarea unei doamne adresată semenelor ei că trebuie să se iubească pe ele și să-și iubească feminitatea. Hai să facem o diferență. Sunt doamne care conduc cu mână de fier tot felul de corporații și așa mai departe. Așa. Și de-aia tot sunt feminine. Reușesc să-și păstreze feminitatea. Acum vreau să dai tu, să văd care e părerea ta în privința asta. Eu stresc o viață întreagă și nu știu dacă o să aflu până la capăt ce înseamnă masculinitatea. Dacă mă întrebați pe mine ca bărbat, asta e catastrofă ce înseamnă feminitatea. Asta trebuie să știți voi fără ca să vă explice cineva. Bun, dar tu cum percepi feminitatea unei femei? Eu percep feminitatea unei femei, adică pentru mine o femeie este feminină numai atunci când are orice din ceea ce nu am eu. Dar dacă ea are măcar două, trei elemente din care le am și eu, adică, de exemplu, agresivitate, penis, că mulți dintre ele chiar așa vorbesc, ce aia a mea? Care e aia ta? Dar psihologic ele undeva o au și încearcă să penetreze lumea cu acel ceva, exact cum fac bărbații cu ăla fizic. Numai că ele nu penetrează un corp feminin, spunem așa, fizic vorbind. Dar tot e o formă de sex. Penetrează lumea. Cu ce? Femeile nu sunt... ele sunt făcute să păstreze lumea. Noi, bărbații, suntem făcuți să o distrugem. Dacă voi nu să ne opriți, noi stăiem toate pădurile. O să omorâm toate animalele, pentru că toate vreți două mașini, 40.000 de perechi de pantofi. Ei, nu toate, nu toate, majoritatea. E adevărat cu nu toate. Să ne înțelegem de la bun început, că nu se spune odată un lucru oricare, dreptul constituțional a oricărei femei este să se simtă sau să nu se simtă. Eu nu includ nici pe una, nu exclud nici pe una. Dar aveți un drept de a vă simți, aveți un drept și de a reacționa, numai că fiți atenți la reacție. Reacția înseamnă că n-ai apucat să gândești, ai reacționat pur și simplu, ai emoționalizat. În prima dată. Un lucru care este, spunem așa, din punct de vedere, a fapt foarte des femeile. Când le atinge un subiect oricare, apare așa un fel de mândrie, dar de multe ori și un fel de prostie și imediat reacționează. În loc să stai gândește-vă că băiatul ăsta ne spune lucruri foarte interesante. Și apropo, el e bărbat. Când îți spune o femeie un curs de feminitate, de exemplu, de la femei, de la acea femeie, femeile percep informația cumva mai ușor. Dar imediat va începe și critica. Uite asta cum îmbrăcată, n-are viitor, n-are de aia și vine este înveți până despre feminitate. E când îți spune un bărbat aceleași lucruri, devin foarte dureroase. În general, când îți spune un bărbat că ești frumoasă, e mai plăcut decât când îți spune o femeie că ești frumoasă. Dar tot la fel când îți spune o femeie, un bărbat că ești urât, nu obligatoriu fizic, sufletește, psihologic, devine la fel de dureros. Și apropo, să vedeți lucruri interesante, așa este construită lumea, că o femeie este ceea ce spune un bărbat, nu ce crede ea despre ea. Iar eu sunt ceea ce spun despre mine femeile, nu bărbații. Dacă femeile spun că eu sunt inteligent, frumos, sexy, nu știu cum acolo, chiar dacă tu nu știi asta, tu asta ești. Dar dacă femeile spun că ești urât, prost și nu știu cum acolo, tu în viziunea la asta ești. Și apropo, eu dacă vreau să câștig primăria unui oraș, eu trebuie să atrag de partea mea femeile. Dacă femeile mă plac așa cum sunt eu, voi o să suciți capurile voastre de pe acasă care aveți acolo și aia, numai ca să nu aibă scandal cu voi, o să voteze tot cu mine. Că altfel nu primesc ciorbă câteva zile, altfel sunteți supărate, adică cum n-ai votat cu Anatol, adică, auleu, scandal în familie, nu? Vedeți cât e de important și cât de multe lucruri poate să facă o femeie. Premonițiile, spunem așa, sau cum se le spune, nu premonițe, ci prorocirile care vin din trecut spun așa că va veni timpul când frumusețea va salva lumea. Ori nu. Când spunem frumusețea, echivalentul frumuseței, sunt sigur că este femeia. Nu, că bărbatul, cum se spune, bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracul. Continuarea frazei este bărbatul trebuie să fie mai puțin mai frumos decât dracul cu care stă. Nu decât dracul în general, că atunci nici unul n-ar sta cu ea, cu,
cu el. Ești de dracu cu care stă. Și atunci, bărbatul nu este frumos. Bărbatul poate este oricum altceva, dar, spunem așa, liniile corpului lui, parcă ne uităm, când ne uităm la el, chiar ne place când el e mai din topor, așa, mai colțuros, mai cum femeia trebuie să fie rotunjit, tot felul de chestii. Adică e oscilant, este o flexibilă, se mulează după capa, adică nu trece și prin munte așa cumva. Bărbatul sapă tunel prin munte. Pe aici trebuie să trec și gata, murim, dar pe aici trecem. Femeia ocolește frumos muntele și își vede de treaba. Ei tot la mare ajunge. Nu? Și atunci, frumusețea înseamnă că e femeia. Dacă femeile, și e suficient numai ca vreo 10% din femeile românce să înțeleagă, de fapt, care este magia și puterea lor, domnule, imensă. E un fel de, nu știu cum spunem, artă, nu e o știință, magia nu e o știință, e o artă. Dar dacă femeile ar înțelege-o și ar practica, odată și ar îmbunătăți maximum viața lor, personală, intimă, privată, viața lor de relație, viața lor socială, și n-ar trebui să faci nimic, absolut nimic, ar trebui să știi să-ți folosești doar magia feminină și bărbații îți vor pune tot la picioare, o împărăție întreagă. Altfel, putem spune așa, proastele, să apucă să facă munca bărbaților. Și se duc și cuceresc și penetrează lumea și devin ele femei puternice, dar întrebați-le, da, fericite sunt? Și o să vedeți că nu-i fericită niciuna. Dețin poziție socială înaltă, dețin în preajma bărbaților, în haita bărbaților, cu bărbații, vânează ce? Teritorii noi, vânează beneficii, avantaje, vânează, dar asta înseamnă botul plin de sânge. Și la un moment dat se trezește o femeie, să spunem așa, o lupoaică într-o haită de lupi mari, când la un moment dat îți dai seama că oricât ai fi de lupoaică, nu ești ca ei. Ai un handicap. Ceva îți lipsește. Ceva nu ești ca ei. Și ei sunt cu ochii pe tine. Odată te-au prins. Uite, trebuie să mergem pe cadavre. E ședința multinațională. Trebuie să mergem pe cadavre. Trebuie să facem aia. Dă-i afară. Masculin așa. Și te-am văzut odată plângând. Opa, nu ești de-a noastră. Te-ai prefăcut că ești semen nou, dar nu ești ca noi. Nu ești nou. Atunci mai ce aștepți? Milă de la noi nu. Noi nu avem milă unii față de alții. La noi tot trebuie să fie lumea. Pentru bărbați e o luptă completă. Pentru femeie nu trebuie să fie așa. Ea se bagă în luptă. După care așteaptă. Știți cum? Sunt foarte multe femei astăzi care cam așa. Le-a băgat feminismul în cap tot felul de prostii. Deși chiar și o feministă foarte convinsă, după ce se căsătorește cu succes, uită total de ceea ce însemna ideile ei feministe în trecut. Brusc le uită. De ce? În aspecte psihologice și psihoenergetice, asta chiar spunem magice, dacă nu le înțelegem altfel, sau mistice, că majoritatea cuplurilor de astăzi nu au probleme atât de multe psihologice sau materiale. Au probleme de ordin ezoteric. Nu știu care e funcția ei, ce se cer de la ei, până unde poate ea să meargă, până unde se termină hotarul ei. Nu trebuie să sară pârleazul. Mai departe, faci tu lucrul ăsta. Ea îl pregătește, tu îl faci. Alte lucruri tu le pregătești. Ea le realizează stând acasă și gândindu-se doar la asta. Știți câți de mulți bărbați în timpul războiului s-au întors acasă numai datorită faptului că acasă au aveau femei care îi iubeau cu adevărat și îi așteptau? Și bomba cade aici, pe toți îi omoară, dar unul care era cel mai aproape de bombă, aproape nu pățește nimic. Deși soția lui acasă, atunci, în secunda aia, au știut că la soțul ei s-a întâmplat ceva rău. Să știți? Lucruri mistice, absolut fabuloase, dacă luăm lucrurile astea. Știți că turcii când veneau pe aici nu se atingeau de femeia care deținea iubirea? Pentru că știa că supărând o femeie care deține iubirea, poate asta, numai pentru că ai supărat-o, poate să, în gândurile ei, în magie ei, poate să te facă să pierzi o luptă întreagă pe urmă, să-ți pierzi armata cu totul. Nu se atingeau de ele. Pentru că știau că acea femeie iubește cu adevărat. Și dacă te apropii, de multe ori nu te puteai apropia de ea, când mai rămânea 2-3 metri, te apuca o tusă sau ceva așa, că uitai că trebuie să te mai apropii de ea. Uite, întrebați-le astăzi pe femeie ce înseamnă magia, de exemplu, ce înseamnă iubirea. Ele toate așteaptă că iubirea să apară pe loc gol. Nu apare. Luați-vă de de la așa ce vă spun eu. Sunt cel care mă ocup de așa ceva de când mă știu. Iubirea nu apare pe loc gol. Îndrăgostirea aia, care este cel mai des promovată în toate romanele sau în televiziuni sau oriunde, care este o psihoză reactivă cu toate simptomatica ei de acolo, așa, și care nu durează niciodată mai mult de 2-3 ani, iar în 2-3 ani de zile poți să ai deja și un copil cu ea, apoi iubirea, îndrăgostirea aia,
chimismul ăla dispare și nu-ți vine a crede cine e asta, ce caută ea în viața mea. Dar cum te-a mai făcut copii? Și ea la fel despre el. Apoi divorțează. Iubirea nu apare pe logor. Iubirea se creează în urma interacțiunii psihologice, sufletești, a verticalei și a orizontalei, a întreg câmpului electromagnetic. Se creează o a treia ființă care se numește iubirea noastră, nu e a mea, nu e a ta. De-aia femeia în trecut spuneau așa, Mihai sau Anatol, fă ce vrei unde te duci, dar numai să nu faci nimic din ce ar distruge iubirea noastră. Nu, adică nu spune să nu faci nimic din ce m-ar jigni pe mine sau mi-ar străca mie, nu știu ce, iubirea noastră. În cântecul ăla rosesc Catiușa, acolo spune foarte interesant. Tu du-te și ocrotești pământurile natale, cum ar fi, a patriei, că iubirea, Catiușa, acasă o va proteja. Adică tu du-te și luptă pentru o idee, pentru ce păzești pământurile natale, iar eu, Catiușa, acasă, iubirea o voi proteja. O voi face să fie neatinsă. Tu când o să vii, iubirea noastră o să fie neatinsă. Iar iubirea este o a treia entitate. Uite, un cerc, bărbatul, cu toate posibilitățile, capacitățile lui psihoinformaționale. Și alături e alt cerc. Suprapunerea celor două cercuri creează o zonă de rezonanță. Dacă bărbatul, să-i spunem știință, iar femeia e artă, dar femeia e artă în toate și chiar și corpul e sculptat ca o artă. La bărbat corpul e sculptat așa mai științific, robotizat, cumva așa să facă, dar la femeie e cu artă. Așa. Atunci la zona aia de intersecție, uite, arta, știința și uite arta, zona asta de intersecție comună, de rezonanță, se numește miracolul. Un bărbat cu o femeie poate crea miracole. O femeie separat nu poate. Nici un bărbat separat nu poate. De ce? Pentru că noi suntem cineva sau ceva numai împreună. Nu există niciun aspect în care, spunem teologic sau spunem spiritual, în care femeia să fie superioară bărbatului sau vreun aspect în care bărbatul să fie superior femeii. În niciunul. A, dacă venim și ne ducem la nivelul strict material, atunci trebuie să spunem care sunt criteriile. Da, fizic bărbatul poate, sau majoritatea bărbatul sau bărbații în general, sunt mai puternici decât o femeie. Dacă, uite, descărcăm așa 80 de saci de, nu știu ce, greutăți, ciment, de exemplu, 10 bărbați și 10 femei, drepturi egale și șanse egale, dar asta nu înseamnă că va fi și echitabil. Bărbații își vor isprăvi cu sarcina lor foarte repede, dar nu știu dacă acele 10 femei vor isprăvi cu aceeași sarcină, deși au drepturi și posibilități egale. Este? Poate, ei nu se vor duce cu sare. Mai mult decât atât. Ce știu eu acolo? Le dăm la toți câte o sabie de lemn în mână, 10 femei și 10 bărbați. Ne batem între noi. Bărbații, evident, o să învingă. Deși șansele și drepturile sunt egale și la femei au aceeași bâtă. Atunci când spunem criterii sociale, pământene, muritoare, veșnic, schimbătoare, aici, da, putem să găsim cine e mai bun în ceva și cine e mai rău în altceva. Dar per total, în totalitate, nu există bărbații să fie cu ceva superior femeii. Spiritual vorbind, sau femeia cumva să fie superioară bărbaților. Ambii suntem de la Dumnezeu creat. Dumnezeu creat pe amândoi om, oameni. Dar pe urmă, ce a fost? Din om, ceea ce se numește om, o scos funcțiile. Una funcție feminină și alta funcție masculină. De ce? Pentru că dacă ele erau amândouă împreună, țineți minte că după ce l-a creat Dumnezeu pe Adam, cu Eva înăuntru era, ce spune Dumnezeu? Și a văzut Dumnezeu că Adam a devenit unul dintre noi. Adică Dumnezeu și el. Lucrările mai vechi arată, se descriu foarte clar cum arhonții pe urmă se apropie de Dumnezeu și încep să-l bată la cap, adică să-l corupă. Și spune, Doamne, mai limitează-l ăsta mic cu puterile creat nou, pentru că dacă îți dezvoltă puțin, o să fie mai tare decât noi. Și o să preia conducerea. Și atunci, uite, divide. Și condu este principiul divin, nu machiavelic. Machiavel e doar l-a preceput mai bine din Biblie. Și atunci Dumnezeu, la rugămintea arhonților, scoate o funcție și o face în chip de femeie, altă funcție în chip de bărbat. Ca să ce? Ca să nu fim atât de puternici. Dar când ne unim, și asta vrea Dumnezeu de la noi, să ne unim, atunci noi suntem capabili să facem miracole. De ce? Pentru că bărbatul va deține ca funcție fiul al cerului, când se unește cu fiica pământului, împreună îi fac miracole. Ați văzut filmul Avatar? Exact despre asta acolo merge vorba. Ați văzut că în filmul Avatar, femeile, lumea respectivă, plină de flori extraordinare, era lumea lor, lumea materială.
Lumea materială va aparține, lumea ideilor ne aparține. Știți ce se întâmplă acum în viitor dacă femeile nu se vor corecta? Treptat, într-o țară o să câștige o femeie președinția, în altă țară, prim-ministru, din ce în ce mai multe femei. Și treptat, nu că vrem noi sau nu vrem, pur și simplu universul, prin mecanismele sale de autoreglare, se va regla. Va aduce lucrurile într-o ordine. Și atunci vă lăsa pe voi să vă bateți pentru resurse, adică voi, femeile, vă veți bate pentru păduri, pentru petrol, pentru ăla, pentru aia, pentru că o să vreți. Material din ce în ce mai multe, diamante, o să vă zic, gata, spurtați războaie între voi ca să dobândiți munții aia de ce știu, diamante din Rusia. Aia, femeie rusoaie și vă vrei de la voi pădurile, adică să vă bateți între voi, dar în timpul ăsta o să ne lăsați pe noi în pace, să ne ocupăm de verticală, adică să facem meditații. Și încet, încet o să descoperim ce? Noua ordine, noua viziune asupra lucrurilor, noua paradigmă, noua cronologie, noua ce vrei tu. După care bărbații vor face un salt înainte. Și gândiți ce o să întâmple. Femeile o să urmeze bărbatul. Exact așa cum spune Biblia. Pot să vă spun, că apropo, început emisiunea cu spusul cu părintelui, nimic din ceea ce scrie, adică în Biblie, nu va rămâne neîmplinit. Și nimic din ceea ce scris în Biblie nu este vreo prostie sau vreo minciună. Este totul perfect adevărat. Numai că sunt descris într-un limbaj mistic și pentru că Dumnezeu a împărțit limbile, omul de știință nu știe să găsească echivalenții a ceea ce acolo scrie. Să-i găsească știință. Iar laicul nu percepe limbajul teologic. Lui trebuie să-i spui în pilde, ca așa spune, vorbiți-le Domnului în pilde. Că nu sunt ei capabili să înțeleagă ce înseamnă vectorul point, ce înseamnă vectorul B, ce înseamnă magnetism, electromagnetism. Nu știu că lumea asta e construită și e modulată în, doar în, noi avem undele respective și până acum am învățat să le modulăm numai în oscilație și în amplitudine, de aia semnale audio și video, mai mult de atât n-am învățat. Dar în curând vom învăța unul dintre noi să va rupe, să va înălța unda numită amplitudine. Dar de fapt în teologic putem să numim înălțare. Și uite, va găsi un bărbat sau mai mulți care se vor înălța și de la acea înălțare vor vedea lumea cu totul altfel. Și vom învăța să modulăm în viteză. Știți ce înseamnă asta? Uite pâinea, modulăm toată informația ei și apar pâinea la toți. Peștele, modulăm în viteză. Modulăm în amplitudine, în oscilație, dar modulăm și în viteză. Noi până acum nu știm. Nici oamenii de știință nu prea știu, uite, de la academie, ce înseamnă asta, modularea în viteză, compunerea câmpurilor, cum se compun. Dar toate acestea sunt scrise cu lux de amănunt în Biblie. Studiindu-i viața lui Hristos, tot ce face el acolo, doamne, absolut iriproșabil, totul științific, profund științific, cu toate cunoașterea care o avem noi acum și încă multe dintre ele nu avem, de exemplu, modularea în viteză. O să învățăm asta în viitor. Atunci lumea se va schimba foarte mult. Dar pentru că asta se întâmple, va trebui ca voi, femeile, să vă ocupați de lucrurile materiale, că asta vreți. Iar noi să ne ocupăm de ce? Adică să mergem pe vârf de munte, să medităm, să gândim tot așa mai departe. Iar voi aici să vă luptați pentru că asta vreți, se pare, din mai multe, 300 de perechi de pantofi, 70.000 de haine, pe urmă deschizi frigiderul și bocești că n-ai cuști îmbrăca. Eu am văzut scena asta reală, adică ei deschid dulapul, începe a plânge, n-am cu ce mă îmbrăca. Stai, știu, psihologic, ori ești nebună, ori ești idiot, oriceva nu-ți ajunge. Cum să spui că nu ai cu ce îmbrăca, că n-ai acolo? N-au ce să îmbrăca ăla din Africa. Du-te acolo, stai 4 zile acolo și să vezi ce înseamnă să nu ai cu ce îmbrăca. N-am cu ce îmbrăca. Modificarea asta și de percepere a lucrurilor din partea femeilor, înseamnă, după câte înțeleg eu din ce spui tu, că îi scade mult din magia ei proprie, magia ei de femeie. Vreți să dam un search pe YouTube, pe Google, că acolo totul este indexat, nu? Punem la imagine, faceți-vă acasă și scrieți, de exemplu, femeia perfectă. Și dați un search în limba română și o să vedeți mentalitatea română. Dar dați în limba engleză și o să vedeți mentalitatea engleză, rusă, oricare aveți acolo. Femeia perfectă. Și pentru că apar foarte multe articole cu pe femeia perfectă, despre femeia perfectă, feminitate, nu știu ce. Acolo o să vă dăie tot felul de poze. Și o să vedeți că majoritatea dintre pozele respective sunt femei dezbrăcate. Adică femeia de astăzi nu a ajuns în societatea respectivă decât un obiect sexual. Ea pe ea însăși așa se vinde, ca obiect sexual. Ea de mică se pregătește cum să-i fie buzițele, cum să-i fie fundulețul, cum să-ți fie siliconele, cum să fie... Ea se vinde pe ea însăși ca obiect sexual. De ce? Pentru că mai mult de atât nimic nu i-a rămas. Dar înainte ea avea forțe mistice.
Gândiți-vă, femeia într-o anumită stare, dacă era într-o anumită stare, nu-i creștea aluatul, coca. Într-o anumită stare puneam murăturile, se străcau și le aruncau. Bine, atunci nu erau coșuri de gunoi, le aruncau undeva acolo. Și tot satul știa că lui aia nu i-a ieșit murăturile. De ce nu i-a ieșit? Pentru că nu a fost în stare. Magii se mai întâmplă și astăzi. Dacă nu ești în starea potrivită, să nu-ți iasă tocănița. N-au dispărut. N-au dispărut, numai când le-am băgat noi sub preș. Dar ele n-au dispărut. Forțele mistice, magice, afectiv sau emoțional, energetice, a femeilor, energie. Femeia este energie. Bărbatul e tor. Tot ce vreți. Tractor, motor, muncitor, lucrător. Asta este. Dar ca să facă bărbatul o muncă oricare, el are nevoie de o anumită ce? Energie, ca orice tractor. Femeia este energie. Dar dacă femeile au ajuns să n-aibă energie nici măcar pentru ele, adică știți câte femei astăzi sunt, propriu vorbind, priză fake. Că totul în lumea respectivă e pe bază de mamă, tată, priză ștecher. Totul, absolut totul. E, și știți câte femei astăzi sunt priză fake? Adică tu vii, nimic. Nici o scânteie, nici o energie. Nu se întâmplă nimic, adică doar o mișcare fizică se numește sex. Dar în urma acelui sex nu se întâmplă nimic cu acel bărbat. Nu te inspiri la nimic, nu te duci undeva, nu nimic. Femeia nu mai știe să facă chestia. Ea știe numai să ceară. Dar a uitat puterea ei de a-și lua. O femeie care știe chestia asta, uite, vă spun eu, stă așa și zeci, sute de bărbați îi vor pune totul la picioare și ea va avea de toate fără să muncească, fără să... cu mână de fier. Adică cum ar fi o femeie cu mână de fier și în același timp e feminină? Eu cred că nu. O mână de fier trebuie să aibă un bărbat. Să poată ține sabia în mână. O femeie trebuie să țină în mână vată, ceva acolo, care să panseze rănile bărbatului. Și să o facă asta feminin. Și să o facă asta cu vindecare. Pentru că atunci când tratează o femeie pe câmpul de luptă, rana se vindecă mai repede, mai ales dacă acea femeie este milostivă. Te place. Măcar pentru faptul că ești soldat. Cum e bărbatul din spatele unei femei, cum spui tu, mână de fier și care și-a mai pierdut și feminitatea? Cum e bărbatul din spatele ei, dacă există? Păi, vă spun eu, în spatele unei femei puternice, în mod real, se ascunde un romantic. Pentru că nu pot fi doi puternici în casă. Două sebe nu cap într-o teacă. Și atunci îi permite mie rolul, cucerește lumea, câștigă 10.000 de euro, pentru că bărbatul își dă foarte repede seama de ce să câștig eu 5.000 de euro când le câștigă ea. Și atunci el va sta romantic, te va întâlni cu o floare, seara cu berea în mână, telecomandă, atâta știe să facă și pe urmă îți va spune, eu am știut că tu poți, eu am încredere în tine, dă-i, Marie, fii bărbat, dă-i mai departe, eu te aplaud, să știi că eu te susțin. Ele fac toate chestiile respective, ajung destul de mari, chiar primăriți ajung. De la un moment dat o să le auzi pe toate, cum spun. Parcă îmi doresc și eu un bărbat, un bărbat care să facă ceva așa în locul meu, că m-am săturat, eu să le fac pe toate, că vreau și eu să fiu femeie. Dar eu mă sunt femeie numai în brațele unui bărbat puternic. Până la urmă, orice femeie, oricât de bărbătoasă ar fi ea, își dorește un bărbat care să o... ce? Domine. Pentru că altfel eu o ia în bălărie, așa e făcută natura emoțională. Adică ea se duce pe orizontală, se duce departe, instabilă, emoțională și instabilă, nu știi totdeauna ce face. De aia totdeauna trebuie, nu că nu știi, așa e natura ei. Ce vrei de la o ființă, hai să spunem așa, ce vrei la o ființă care două săptămâni din patru, popular vorbind, de dusă cu pluta. Pentru că ba post-ciclu, pre-ciclu, înainte asta, toate sunt reacții hormonale, asta te influențează foarte mult. Da, am spus acum un adevăr, adevărul de multe ori doare. Și ne imaginăm tot felul de prostii în cap, dar viața nu e așa. Și viața nici nu se modifice și nici mecanismele universale, pentru că noi avem hachiță, probleme sau psihologice sau nu știu ce atitudini băgate în cap de către feministe sau către dracu știe cine, la propriu vorbind. Că ai impresia astăzi că lumea e nebună. Și cu măsură ce trece timpul, tot mai multe debitează nebunii. Nu numai că debitează, încearcă să și le realizeze. Făcându-și pe capul lui, ce? Sau a ei, o sumedine de probleme. Toate problemele astea n-ar exista deloc, niciodată, dacă noi nu ne-am fi îndepărtat de la ce? De la cele veșnice, nemuritoare, de la cele verticale, că până la urmă către acolo o să ne ducem toți. A, nu vrem să ne mergem frumos așa, atunci Dumnezeu, Universul ce face? Ne dă telefoanele, ne dă televizoarele, adică ce să reprezintă astea? Niște copii ale legilor de pe verticală, ne le dă pe orizontală, ca le studiem și să ne dumerim.
că așa cum funcționează telefonul ăsta, cum transmite el și cum recepționează, tot așa face universul între planete și noi între noi. După aceleași principii funcționează toate. Numai că de ce să ne jucăm cu jucăriile pe orizontală când putem să saltăm la alt nivel calitativ nou de viață? Pentru că astea pe orizontală sunt lucruri veșnice, nu sunt veșnice, sunt cu cât mai mult de la axă, cu atât mai dezaxat. Și cu cât mai dezaxat, cu atât mai supus disipării și morții. Orice om de știință vă va spune că atunci când unda magnetică se depărtează foarte mult, scade cea informațională. Și cu ocazia asta scade viteza de transmisie. Adică progresul scade. Noi de ce nu progresăm acum? Pentru că alergăm toți pe orizontală, după tot felul de hachiță, fițe și probleme care le doresc femeile și din cauza asta ele niciodată nu sunt sătule. Oricâte milioane ai dat, tot nu o satură. Dar când femeile își vor limita sutele de mii de pantofi, unii dintre ei care nici nu le-au încălțat, cu ocazia asta nu o să mai distrugem natura și nici pădurea, noi bărbații, și nu o să mai penetrăm pământul în căutarea de energie alternativă, pentru că o să o găsim energia direct la femeie, și aia e energie veșnică și nemuritoare și ajunge pentru nu știu cât. Așa. Adică gândiți-vă așa, dacă am putea face, noi zicem, bărbatul e tractor, dar femeie e cisternă, care nu seacă niciodată. Energia acolo cât vrei, cât vrei. Ai altceva, că ea ți-a deschis rubinetul pentru tine sau nu. Că se întâmplă și cazuri de astea. Când soțul e tractor, să spunem așa, o are pe soția lui cu energie, dar eu închis rubinetele pentru el. Dar pe la spate a deschis rubinetele pentru amant. Ăla se bucură de toate avantajele energetice ale soției. V-ați gândit vreodată de ce majoritatea bărbaților încearcă să se culce, spunem așa cum, sau să facă dragoste, sau să ajungă în patul femeii al cărui bărbat este bogat și prosper? De ce? Pentru că este molipsești de acea energie care acea femeie o are. Și numai acea femeie este capabilă să-l urce pe bărbatul ăla acolo. Și fiecare vrem să-l ajungem pe bărbatul ei din urmă. Și atunci vrem să ne folosim de energia ei, pentru că numai ea este acea femeie care îl poate urca pe bărbatul ăla acolo. Ați văzut, dacă ați fi citit toți Shakespeare mai mult, aveți să, poate că discuția asta nici nu aveți rost. Sau dacă mai mulți dintre noi aveți citit poveștile, proverbele, zicătorile, fabulele românești vechi până în prezent, am fi citit mai mult Shakespeare, pur și simplu, discuția asta nu și avea rost, pentru că fiecare femeie avea să înțeleagă foarte exact. Acolo Shakespeare este un moment foarte interesant, când fata, o fată obișnuită, și asta puteți să vedeți pe Facebook oriunde vreți, fată obișnuită, la un moment dat nimeni nu băga în seamă, era acolo într-un sat. Dar vine stomatologul de la oraș și o găsește pe ea fiind atractivă și interesantă și se căsătorește pe ea, cu ea. Și în momentul nunții, toți mojicii, toți erau acolo din sat, vreau eu să sară pe mireasă, să o atingă, că ei... Deci ei și-o dat seama, bă, dacă fata asta a venit după, bărbatul ăsta după fata respectivă, adică ce spun eu, o luat-o, înseamnă că are energie. Și evident că așa sunt, cisterna urmează bărbatul. Noi acum vrem să facem invers, punem cisterna în față, cisterna să conducă undeva și tractorul să meargă așa cu spatele după cisterna. Credeți-mă, din toate punctele de vedere, n-am întâlnit niciodată, încă niciun bărbat care să fie urmat soția lui, sau iubita, sau așa, s-o fi urmat în toate cele spuse de către ea și să fie ajuns la bine. Nici măcar femeia când se urmează pe ea însă și nu ajunge la bine. Dar dacă își urmează soțul așa în toate, păi, ajunge dacă bine? Ajunge. Dacă ajunge foarte bine. Cum să nu ajungă bine? Când tu ajungi și nu faci nimic, să ai grijă numai din părăția ta, adică curtea, grădina, floricele tale, grădina, piscina ta, copiii tăi care te ocupi tu de educația lor, nu una care habar n-are și o doare pe ea într-un loc de copiii tăi, educatoarea. Aia e plătită să facă așa ceva. Că spune că nu, că femeile stau așa acum, când femeile, adică nu le dădeau dreptul. Nu e adevărat, asta e o minciună imensă. În trecut, femeile care vreau să se dezvolte și să fie egale cu bărbații, erau. Că nu te poate opri nimeni să te dezvolți. Ele stăteau acasă, cum spuneam. Dar știau două limbi străine, știau teoria muzicală, teoria culorilor, cu arta, istoria artelor, istoria țărilor mai bine ca bărbații, istoria diferitelor evenimente, cunoșteau, ce știu acolo, dansul, balet, artele, toate lucrurile care sunt pe orizontală, feminine. Ce caută astăzi? Pe vremea aceea, într-adevăr, știți, pe vremea aceea erau educate pentru asta. Păi cine nu erau educate. Da. Pur și simplu, educația ce înseamnă? Nu erau educate, era pur și simplu o lege.
Oamenii cunoșteau mai bine legile, care sunt scrise inclusiv în Biblie, și nu abdicau de la ele. Știau că femeia are locul ei în natură și numai dacă face ea munca aia, atunci e bine făcută. Iar bărbații au locul lor. Știți când o să... Vă puteți imagina așa ceva? Hai să fim egali, că tot asta promovează, să fim egali. Vă puteți imagina, veți merge la un astfel de balet unde, în care femeile, eu așa pe bărbați, îi urcă sus, îi poartă așa pe mâini, îi dau drumul, e acolo frumos, pe urmă iară femeile aleargă acolo. V-ați duce la astfel de balet? Eu nu. De ce? Pentru că e o porcărie. Uite, porcăria asta nevăzut se întâmplă în viață. Dar toți așteaptă să aibă succes și fericiți. Dom'le, nu o să avem niciodată nicio fericire atâta timp cât nu cunoaștem legile și abdicăm de la ele, adică le încălcăm. Iar necunoașterea legilor nu te scutește de la efect. Să nu spun pedeapsă, pentru că la un univers nu e pedeapsă. Pedeapsa e pe orizontală și e în conform legilor care noi înși ne facem pentru noi. Legile penale, să adică refecul, acolo cu pedepse. În univers, pe verticală, nu sunt cu pedepse, ci cu efecte. Din nou se termină spațiul rezervat, dar înainte de toate vreau să-mi spui la workshop-ul pe care l-ai ținut aici la Arad, care se numește exact așa cum este și genericul emisiunii de astăzi, Puterea și secretele magiei feminine. Ce le spui doamnelor? Odată, una dintre ca și concluzie. O femeie nu are voie, să spunem așa, dacă se înțelege propria ei feminitate și este în ea prezentă și e mândră de faptul că e femeie și nu vrea nici într-un fel să aibă penis, că asta am eu, și dacă o găsesc pe ea că are așa ceva, eu nu mă căsătoresc, că noi bărbații de obicei nu prea ne căsătorim cu alții care sunt semi nouă. Sunt băieți, ei îl dar ei o fac autentic. Mie îmi trebuie la o femeie și oricărui bărbat să găsesc la ea orice din ce nu am eu. Eu am agresivitate, ea să aibă, ce știu eu, delicatețe. Eu sunt puternic așa, ea trebuie să fie firavă, ca să o pot proteja. Dacă ea mă protejează ea pe mine, mersi mult, am alți băieți în haită care mă protejează și mă învață să mânez. Nu se face cam așa ceva. Le învăț că nimic nu le învăț. Adică femeia trebuie să știe că nu are voie să facă nicio acțiune în cursul vieții fără sens. Adică uite, chiar și apa când mi-o dă, ea e capabilă să facă o magie și chiar să mă vindic. Așa cum e apa asta cristalină și curată, așa să fie sufletul soțului meu în interiorul lui. Eu voi pelua apa asta de la ea, o voi bea și în mine chiar se va întâmpla magia respectivă. Ea doar o să observe. Așa cum frământ eu aluatul ăsta și mă gândesc așa la Ion, mă l-aș frământa la el așa să se îndrăgostească el de mine și să vreie să mă strângă în brața de să mă rupă. Și face tortul respectiv cu gândul numai la Ion. Ion vine, mănâncă tortul respectiv și se îndrăgostește de ea. Nu se spune oare că drumul către un bărbat merge prin burta lui, prin stomacul lui? Dacă știți chestia respectivă, ați folosit-o până acum într-un fel. Bine, ați învățat și la biologie reflexul Pavlov. Dar până acum ați creat vreuna dintre voi, la soții voștri, măcar un reflex Pavlov. Adică numai când vii tu și faci așa ceva, începe el cumva să acționeze. Adică tu nu m-ai făcut cumva și ai luat nervii imediat. Tu te uiți el nervos așa și eu, dar cine acolo a supărat el? Dar ce-a pățit el acolo, băiatul lui mama? Când te vede așa, oricât de nervos ar fi, pleacă. Nu, femeile, ele să văd bărbați. Vor să fie semeni bărbaților, că așa le-au învățat, că dacă ai un comportament semeni masculinului, atunci o să ai succesul pe care l-au și bărbații. Adică cum îți bărbați? Independent sau banii lor, facă aia, facă aia. Și dacă o să fii ca ei în comportament, înseamnă că o să ai și fals. O să ai. Dar nu o să fii fericită. Tocmai din cauza că ai devenit bărbat. Energetic ai devenit bărbat. S-ar putea în toamnă, am înțeles, să mai revii pe la noi, da? Nu știu dacă să mai vii cu cursul ăsta sau cu seminarul ăsta, deși sună interesant după cum te-ai exprimat și sunt curioasă care sunt reacțiile doamnelor la tot ce ai spus până acum. Știți care sunt reacțiile? În prima dată reacțiile sunt de cea natură în primele 2-3 zile, încât le vine să mă ia de gât. Și de ce? Pentru că adevărul totdeauna doare. Dar pe urmă tac liniștite și la despărțire plâng toate că de unde am fost eu sau unde au fost alții ca mine, că lucrurile astea le trebuie să le știe în clasa 8-a. Că dacă știau lucrurile în clasa 8-a, acum știau cum să-și aleagă și partenerii de viață și bărbatul pe care să-l urmeze. Altfel și-au ales tot felul de bărbați care nu sunt mergători. Și dacă nu merg nicăieri, tu l-ai ales. O femeie, vă spun încă o dată, nu trebuie să facă nimic în viața asta. Absolut nimic. Ea trebuie să-și iubească doar bărbatul pe care ea l-a ales. L-a ales greșit, asta e mare, bea aghiazmă.
alege altul bărbat, dar dacă l-ai ales greșit, nu trebuie să suferi și el pentru alegerea ta proastă. Lasă-l și du-te și caut un bărbat care merge undeva. Dar întreabă-l unde merge, că el îți spune: Marie, mă vezi pe mine, m-am săturat de viața asta. Vezi vârful ăla de munte, acolo eu vreau să ajung, îmi fac o căsuță, o piscină mică, o căpriță, un măgăruș și acolo stau și o trăiesc și mie mi-e suficient. Pentru viață am nevoie de foarte puține ca să supraviețuiesc. Uitați în dulapurile voastre și a soților voastre și o să vă convingeți că au nevoie de foarte puține lucruri ca să supraviețuiască. Trei perechi de pantofi, trei costume, de multe ori nici nu le îmbracă, nici pe alea. Așa. Și ții, dacă îți place ideea, te duci cu el. Te duci cu el și o să fii fericit acolo și nu o să ai nimic. El o să facă casa și o să fie a ta. O să facă piscina și o să fie tot a ta. Dar dacă nu-ți place, atunci începe să te duci tu undeva. Unde vrei. Dar să știi că nu o să te urmeze niciun bărbat. Dacă o să găsești un bărbat care o să te urmează, ăla nu este bărbat. Ăla o să fie pe poziție de rănit și tu o să fii mama răniților, sau de copil și tu o să fii mama lui. Și o să trebuiască tot timpul să-l apostrofezi sau tot timpul să-l înveți ceva. Apropo, după ce mă învăța el destul de bine, odată cândva, el va vrea să ducă să arăte altii femei cât el e de bărbat. Și te va părăse. Așa pățesc toate femeile care joacă rolul de mama răniților, adică sora medicală sau profa secție. Adică al ei, îl înveți, așa, așa, după ce el a ajuns destul de mare, îl duce la facultate. Tu rămâi singur și trebuie să-ți iei altul dintr-un an mai inferior. Iar să-l crești, iar să-l înveți cum e cu sexul, cu sărutul, cu sexualitatea, cu banii, cu nu știu, acolo o învățat, tu termină clasa 12 și pleacă, tu iar rămâi singură. Suntem la final de emisiune. După cum vedeți, o altă abordare, cu totul și cu totul diferită decât cea dinainte, despre femeie și feminitate. Astăzi am vorbit cu Anatol Basarab despre, sau mai bine spus, a vorbit el mai mult, despre puterea și secretele magiei feminine. Îți mulțumesc, Anatol, pentru prezență. Sper să ne mai revedem. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost lângă noi la Televiziunea Arad și câte lună și în stele ați auzit pe bune despre secretele magiei feminine. Vă mulțumesc pentru prezență. Seară frumoasă! Acum reprezintă împlinirea bisericii. Imaginea bisericii ca femeie este dată de relația pe care de fiecare dată Dumnezeu a avut-o cu femeia. Noi tot dăm vina pe ea că ea a mușcat din pomul cunoașterii binelui și răului, dar tot prin ea ne-a venit și mântuirea. Modelul suprem rămâne Maica Domnului, dar care se împlinește doar în biserică. Mie îmi place foarte mult că atunci când suntem acuzați de misoginism ca biserică ortodoxă, le spun: ia, uitați-vă bine în altar, cine este prima persoană care ne așteaptă dimineața, și o icoană superbă cu Maica Domnului, semn că feminitatea Maicii Domnului naște posibilitatea bisericii de a îndumnezei lumea. Este mamă, soție, prietenă, camaradă, supărată și bucuroasă deopotrivă, flămândă și sătulă de toate ale lumii, dar lucrul cel mai important e partener de mântuire, fără îndoială, mult mai bun decât mine. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar uite că m-a întrebat, seamănă tare mult cu mama, în toată splendoarea ei din tinerețe, când l-a sedus pe tata, deci în ea este și frumusețea mamei și seducția tatălui meu, dar în același vreme de discreția soției mele și capacitatea excelentă de a rămâne optimistă, care totuși e de la mine. Adică mare și de la mine și mă bucur pentru asta. În aceeași vreme remarc în toți copiii din jurul meu excelenta developare a spiritului părintelui lor. Când părinții se mai întreabă de ce sunt copiii zurli, să-și aduc aminte că sunt suma zurliilor noastre. Adică ei sunt o sumă și asta ne ajută. Asta e până la urmă. Și o văd ca mamă, ca viitoare mamă. Pe fiica mea nu cred să fie doar o bună profesionistă, ci și să-și vadă copiii cu ochii unei mame. Să rămână ceea ce a dăruit Dumnezeu să rămână. Zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ. Nici o carieră din lume, nici o structură din lume, nici un fel de a fi, nu-i mai sunt decât al femeii care împlinește zâmbetul lui Dumnezeu. Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.